În urma unei ședințe convocate de Ministerul Agriculturii, la care au participat membrii Asociației Forța Fermierilor și reprezentanții Serviciului Vamal, s-au constatat multiple probleme în procesul exporturilor de produse agricole. Astfel s-a anticipat că situația ar urma să se agraveze la scurt timp după creșterea tranzitului producției din Ucraina. În sudul țării deja s-au format cozi de camioane, iar perioada de așteptare este de 5-6 zile. Portul Giurgiulești activează foarte greu. Totodată nu întreprinde măsuri pentru adâncirea prutului și transportarea navală mărfurilor din această zonă. Astfel, exportatorii și asumă responsabilitatea referitor la tot ce ține de logistică, contribuind prin micșorarea prețurilor de achiziție. Asociația Forța Fermierilor a înaintat propuneri privind redirecționarea tranzitului din Ucraina la câteva puncte de trecere a frontierei din nordul țării, precum și crearea unui coridor special vamal pentru exportul cerealelor și oleaginoaselor autohtone. Potrivit asociației, rămâne absolut incertă situația cu moratorul pentru fermierii micro, mici și mijlocii la achitarea datoriilor față de creditori Privați și bugetul public național, o măsură care poate salva agricultorii de faliment în perioada următoare.